Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău este unul dintre cele mai vechi edificii de cultură care există pe teritoriul țării noastre. Acest muzeu a fost construit special pentru a fi spațiu muzeal în anul 1903 de către administrația Zemstvei și principalii promotori ai culturii din acel timp în Basarabia. Dar să luăm lucrurile de la început. Pe parcursul secolului XIX, Imperiul Țăresc în Basarabia a făcut foarte des expoziții agricole, inclusiv în orașul Chișinău, prima expoziție agricolă care a avut loc în perimetrul unde se află acum muzeul, a fost organizată în 1889. Aici, în Casa Zemstvei, pentru expoziții special, au fost aduse exponate de pe tot teritoriul țării. Exponate care să demonstreze că agricultura s-a dezvoltat, că exista o zootehnie și o agronomie bogată și în afară de aceasta trebuie să arate cum este cultura oamenilor locului spre deosebire de cei din Imperiul Țăresc. Și iată că deja către anul 1900 spațiul Casei Zemstvei a devenit neîncăpătoare. Special pentru expoziția din 1889, baronul Stuart a invitat unul dintre cei mai mari taxidermiști ai timpului care existau atunci în Europa, ceh de origine Franz Ostermann, care a venit în Basarabia împreună cu soția sa, Alvina Ostermann. Și iată, datorită lor a apărut principala colecție care se află și astăzi în incinta muzeului. Către anul 1902, Franz Ostermann deja a anunțat că nu mai există spațiu liber pentru a întinde exponatele și a fost scrisă o cerere specială către organul administrativ al Zemstvei pentru ca să construiască un edificiu al muzeului special destinat acestor exponate. Exponate care arată atât cum este natura, cât cum a evoluat cultura în spațiul dintre Prut și Nistru. Cel mai important arhitect al proiectului a fost Vladimir Țigalco, inginer de profesie, unul dintre cei mai mari oameni politici ai timpurilor. Muzeul a fost fondat astfel cu concursul Zemstvei, începând cu 1903 a început construcția. Propunerea lui Țigalco a fost pe larcă susținută de baronul Stuart. El a propus ca un întreg cartier să fie ocupat de către zona muzeului. Astfel, trebuia să mărginească străzile Mișanskaya, care acum sunt este denumirea Sfatul Țării, și strada Reni, strada Cogălniceană. Obținerea unui spațiu destinat muzeului a permis realizarea unei expoziții cu mai multe secții și reorganizarea instituției în anul 1906 în Muzeul Zoologic, Agricol și de Industrie Casnică. Proiectul muzeului a fost întărit de către țarul Imperiului Rus și Vladimir Țigalco a ales un stil neomauritan pentru această instituție. Alexandru Stuart a aprobat planul și stilul și a început construcția muzeului în perimetrul străzilor Sfatul Țării, Mihai Cogălniceanu, Maria Cibotari și Sciusia din zilele noastre. Construcția a durat pe parcursul la 2 ani și jumătate. În 1905 muzeul deja era gata. La 30 aprilie 1906, muzeul a fost dat în exploatare. Pentru fiecare detaliu din cadrul acestui muzeu a fost gândit lucruri speciale. Stilul neomauritan a fost întreținut de vitrale și scări și plafoane aduse din Franța. La fel de interesante sunt și ușile și ferestrele cu încadramente în formă de podcoabă. În general, edificiul muzeului actual de etnografie și istorie naturală este unul dintre cele mai speciale din ținutul dintre Prut și Nistru, fiindcă este prima instituție, primul locaș care a fost construit special pentru a fi muzeu. Evident că în acest muzeu au fost aduse unele dintre cele mai interesante vitralii
care corespundeau normelor de atunci din Europa. De atât în Elveția, cât și în Cehia, cât și în alte state europene, existau muzee asemănătoare cu muzeul din Chișinău, ceea ce ține de expoziții. Dar ceea ce ține de anturajul său interior și exterior, muzeul a fost inedit. Nu în zadar, participând la un concurs internațional, muzeul Ținutului Natal a luat unul dintre primele locuri de frunte, fiind cunoscut în întreaga lume. Una dintre personalitățile marcante care a avut un rol deosebit de important în constituirea muzeului a fost baronul Alexandru Stuart. Deși el nu este de origine românească, s-a născut la Odessa, este de origine irlandeză, a făcut studiile atât la Sankt Petersburg cât și la marile universități din Europa și a obținut doctoratul la Universitatea din Göttingen. El a avut o importanță deosebit de mare în viața politică, economică, socială și culturală din Basarabia. Prin ce anume s-a făcut remarcat Alexandru Stuart? Din 1884, el locuiește în orașul Chișinău și activează în cadrul administrației zemstei din Basarabia. El a fost unul din inițiatorii și mecenații expoziției agricole și industriale din Basarabia din anul 1889 și el a contribuit la invitarea specialiștilor și la crearea principalelor colecții de piese donate de participanții acestei expoziții. El însuși a donat o colecție impresionantă de oase de mamânt de o sumă foarte mare de bani la acea epocă, 395 de rubli. În anii 1991-1906, el a deținut funcția de director al Muzeului Zemstvei și împreună cu custodiile principal al Muzeului Franz Obstermann a contribuit atât la crearea cât și la completarea diverselor colecții și la realizarea expoziției permanente a muzeului. Franz Obstermann a colaborat cu baronul Stuart pentru a renova și a aduce un spirit nou activității muzeului, atât în domeniul științific, cât și în domeniul expozițional. Mai mult ca atât, ei au fost acei care au contribuit cu expozițiile mobile, mergând din sate în sate, din școală în școală, pentru a prezenta colecția paleontologică, colecția zoologică, colecția etnografică copiilor de la sate, pentru ca să cunoască pe viu cum sunt prezentate aceste obiecte. Principalul custodie al Muzeului Zemstvei, Franz Obstermann, unul dintre cei mai renumiți biologi ai celor timpuri, împreună cu soția sa, Albina Obstermann, au avut o contribuție deosebită la prepararea exponatelor, păsări, animale, plante, obiecte colectate de la țărani, colecție impozantă de fotografie, fiindcă, în afară de faptul că se ocupau cu prepararea exponatelor, ei au călătorit cu carul încămat la boi prin sate din Basarabia și au fotografiat case, porți, fântâni, poduri, o colecție impozantă de fotografie, care ne rămâne nouă ca o moștenire vie a timpurilor care au existat. Mai mult ca atât, Franz și Albina Obstermann, încă din 1889, au pus bazele unei grădini botanice pe lângă muzeu, în care au colecționat principale exponate de plante rare și de păsări crescute în grădina muzeului, grădina care există și până în ziua actuală. În timp, în grădină o creșteau căprioare, existau stut de albine. La etapa actuală, grădina botanică este împărțită în mai multe zone și lucrătorii grădinii botanice și legvariu
au editat o cărțulie în care sunt expuse principalele exponate vii la etapa actuală. Multe dintre ele sunt expuse în cartea rară. Mai mult ca atât, în grădina botanică există două exponate extraordinare, la construcția căruia a contribuit marele arhitect Alexandru Bernardase. Este vorba despre acest cavus construit în anul 1889 și este vorba despre pavilionul pentru muzică. Asemenea, pavilioane existau în grădinile sau în parcurile, în conacele boierești, unde venea muzicanți și interpretau muzică clasică, muzică camerală, atunci când ei aveau oaspeți. Interiorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală este structurat în 18 seri. În aceste 18 seri este expus un concept nou, realizat începând cu anii 1990. Conceptul prevede natura, omul și cultura. Natura dintre spațiul prosinistru, cu toate frumusețele, coriurile, lacurile, pădurile, podrii, văile, șesurile, bălțele. Omul care a creat propriul spațiu pe baza acestei naturi sau omul care a creat propria cultură din ceea ce a găsit la bogățiile naturii. Muzeul este structurat în trei nivele. Nivelul din mijloc, unde este intrarea principală, se află pomul vieții și patru pagini care practic reprezintă cartea de vizită a întregului muzeu. Venind în Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, de fapt face o călătorie prin tot spațiul dintre prot și nistru. Sala numărul 2 este un vestigiu al naturii. În sala 2 vedem flora și fauna înălțimii nistrului, codrelor, bălțelor și stepei. În sălile muzeului sunt prezentate unele dintre cele mai frumoase colecții de pietre sau colecția petrografică, colecția paleontologică, colecția zoologică, colecția entomologică, unde puteți descoperi fluturi încă din secolul XIX, colecția botanică, colecția arheologică, colecția numismatică, colecția etnografică. Și vreau să vă spun că este unicul muzeu care cuprinde toate frumusețile din acest spațiu, create atât de natură cât și de om. Colecția etnografică a muzeului prinde atât cultura materială cât și cultura spirituală. Cultura materială arată casele țăranilor, dar și casele orășenilor, în case ce este prezentat. Desigur, mobilierul, obiectele de uz casnic, veselă, hainele, țesăturile, tapiseria, uneltele, la fel ca și în cultura urbană, care era destul de bogată la acea etapă și avea și destul de incursiuni străine. Totodată, colecția etnografică cuprinde și practicile intangibile, atât ce țin de cultura religioasă, cât și cele vechi încă rămase de la strămoșii noștri getodaci. Astfel, avem o colecție foarte frumoasă de mași tradiționale ce reprezintă teatrul popular de iarnă. Avem o colecție impunătoare de mărțișoare, o colecție impunătoare de obiecte, de practici, ritualuri săpârșite de către țărani la diferite sărbători, începând cu Crăciunul și terminând cu strângerea sticelor. Muzeul nu este o instituție statică, este o instituție care colaborează în permanență cu publicul vizitator. În acest an pandemic, desigur că a fost mai greu ca să invităm publicul la muzeu, dar avem un tur virtual pe care puteți să-l vizitați în orice clip, în orice oră, intrând pe site-ul muzeu.md, unde puteți să vedeți toate cele 18 seri, să faceți o călătorie virtuală. Mai mult ca atât,
Muzeul a fost accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități de vedere și auz, astfel scanând QR codul din sala Natura, puteți să ascultați în patru linii, povestind expoziția permanentă din această sală. Mai mult ca atât, puteți să aflați noutăți despre flora și fauna din acest ținut. Totodată, această expoziție a fost accesibilizată și pentru persoanele cu dizabilități de auz, astfel ei pot să primească limbaj mimico-gestual tot cu toată expoziția. În cadrul muzeului, în permanență, au avut loc activități culturale, activități didactice și activități științifice. Anual, în cadrul muzeului, se desfășoară simpozioane și conferințe la care pot participa toți cei cointeresați de istoria, științele naturii, de antropologia, ținutului natal și mai mult ca atât pot să facă comparații cu alte ținuturi din globul pământesc, participând la simpozioanele organizate de către Comitetul Științific al Muzeului, intrați în comunitatea științifică internațională. Totodată, pentru copii, pentru adulți, se desfășoară diferite evenimente artistice și culturale. La fiecare sărbătoare importantă, noi invităm publicul vizitator la etapa actuală, atât cu lecții online, dar și cu ateliere de ceramică, de confecționarea mărțișoarelor, de lemnărit, de împletit în fibre vegetale. În permanență, muzeul colaborează cu meșterii populari care vin fie cu discipulii proprii, fie invităm diferiți elevi din școli pentru ca să participe să se învețe cum să creeze propriile vestigii de artă, bazându-se pe experiența și pe imaginația, pe tradiția existentă în trecut. Totodată, în cadrul muzeului, se desfășoară și diferite concursuri artistice, de pictură, de muzică, fiindcă tradiția colindelor atât de Crăciun, cât și colindelor pascale, a cântecului folcloric, vocal și instrumental, dăinuie în permanență în acest ținut și alături de fiecare activitate culturală sunt ansamblurile din sate, ansambluri folclorice, tradiționale, care se lansează prin activitatea lor în cadrul muzeului. Astfel, copiii și adulții deprind noi meserii în cadrul muzeului și eu vreau să vă spun că au existat foarte mulți artiști și meșteri populari care s-au lansat anume de la muzeu. Doamna Ioana Capraru, de exemplu, una dintre cele mai bune cântărețe de muzică, a fost unul dintre primii prieteni în muzeul care și la etapa actuală vizitează așezătorile Basarabia și continuă să ne încânte atât prin vocea ei superbă, cât și prin realizările artistice în domeniul broderiei. La fel și meșterițele Angela Don, Ecaterina Savitsky, cândva au deprins meșteșugul în condirii ouălor la atelierele de la muzeu, iar acum sunt artiști cunoscuți în toată Europa. În cadrul muzeului încercăm să atragem publicul prin diferite activități care să împlinească spiritual dorințele fiecăruia și studenții de la facultățile de artă, de la cinematografie, de la design vestimentar, de la tapiserie sunt unii dintre primii care se regăsesc în acest spațiu. Mulți dintre ei devin meșteri populari și participă în continuare la târgurile organizate și cu suportul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. La etapa actuală, pe lângă expoziția permanentă din muzeu, este o expoziție extraordinară de covoare realizate de către meșterițele din Kamenka, din marea majoritate a satelor care acum sunt pe teritoriul Transnistriei,
de țesut extraordinar pe care vă veți inspira mai mult decât din piramidele egiptene. În continuare, pe tot parcursul anului, vom organiza expoziții care să vă încânte prin frumusețea lor. Vizita Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, fiindcă avem câteva surprize noi, atât de Noaptea Europeană a Muzeului, cât și de Ziua Națională Portului Popular, cât și de Festivalul Covorul Dorului și vă invităm să participați cu comunicări științifice, etnografice, istorice la simpozionul științific anual pe care îl organizăm în luna octombrie. Vă așteptăm cu drag!